Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Partidului Mișcarea Populară Piatra Neamț. După o pauză în care am evitat. Nu am făcut conferințe de presă axându-ne pe alte activități. Am decis astăzi să facem o conferință de presă și cu cei de la Piatra Neamț, cu membrii noi din biroul PMP Piatra Neamț și cu informații pentru viitoarea campanie care, începând de mâine, va începe și cu planurile și obiectivele Partidului Mișcarea Populară pentru următoarea perioadă. Dați-mi voie să dau cuvântul colegilor mei și vreau înainte de toate să vi-i prezint doamna Alina Tatomir, colegă și nou membru al biroului Piatra Neamț, domnul Gabi Armeanu, proaspăt membru al Partidului Mișcarea Populară și membru în biroul cel Piatra Neamț, domnul președinte acum ales, domnul Cristi Sauciuc, până acum a deținut funcția de președinte interimar la organizația Piatra Neamț, și subsemnatul care vă umple știrile și ziarele în fiecare zi. Dau cuvântul colegii mele, Alina Tatomir. Te rog, Alina. Bună ziua, bine ați venit la conferința noastră. Țin să fac o rectificare la ce a spus domnul președinte al organizației județene, că nu sunt nouă. Sunt nouă aleasă în funcția de vicepreședinte, însă sunt destul de veche cât să pot avea un cuvânt de spus și în interiorul organizației, dar mie îmi place să cred că și la nivel de comunitate. Chiar dacă suntem așa într-un plin avânt al schimbării guvernului, punem miniștri, nu mai avem miniștri, fiecare se zbate pentru o funcție în momentele astea după căderea guvernului, nu trebuie să uităm că avem de făcut și lucruri pentru semenii noștri. Astăzi vin în fața dumneavoastră cu un proiect pe care l-am început mai de demult și sper să-l pot implementa în școli. Educația a fost lăsată în derâdere, iată că se simt acum repercursiunile când copiii noștri din lipsa educației, educația din familie, educația de la școală, sunt actorii principali într-un fenomen îngrijorător și mă refer la bullying. Nu știu cât de mulți dintre noi conștientizează că fenomenul a luat o amploare drastică. Suntem pe locul 3 la nivelul Uniunii Europene cu privire la această non-activitate a copiilor noștri, însă, ca și proiect PMP își propune o campanie de conștientizare, de explicare mai degrabă a cuvântului în sine, pentru că nu știu câți dintre părinții, mai puțin cunoscători poate a limbii engleze, știu ce înseamnă bullying și cu atât mai mult nici copiii nu știu cum se pot proteja. Am văzut o campanie a copiilor din Sibiu, făcută pe cont propriu, fără ajutorul adulților, prin amplasarea de bannere în școli, prin amplasarea de urne, unde copiii își pot pune sub protecția anonimatului această problemă a bullying-ului. Pot scrie pe o bucată de hârtie, fără să știe nimeni de unde provine și cum se numește copilul, astfel încât să sufere în continuare repercursiuni, iar psihologul școlii sau dirigintele ori învățătorul să poată la un moment dat lua contact cu problema aceasta drastică din școli. Nu vă ascund faptul că recent am intrat în niște discuții mai aprofundate cu psihologul școlii numărul 2. Nu știam că au o activitate atât de elaborată, însă constat cu surprindere, plăcută surprinderea, că dumnealor chiar se implică. Din păcate, părinții nu știu că pot apela la psihologul școlii, părinții nu știu că pot apela la diriginte sau învățător. Copiii de teamă nu spun. Și iată că acum când educația, așa cum spuneam, este în derădere, trebuie să avem grijă și de sufletul copiilor și de starea lor emoțională, astfel încât noi, cei care conștientizăm mai bine această situație, să-i putem ajuta. Sper ca presa să fie alături de noi, campania este în plină desfășurare. Sperăm în curând să primim și un aviz pozitiv din partea Inspectoratului Județean, dar cu ajutorul dumneavoastră, noi suntem dispuși să întindem o mână de ajutor copiilor care pot veni părinții chiar și la sediu dacă au nevoie de informații suplimentare,
încercând astfel să-i ajutăm să depășească momentele dificile din viața lor, pentru că politicul vine, pleacă, vor fi din nou scandaluri, dar noi rămânem aici și trebuie să rezolvăm problemele comunității. Noi toți de aici ne-am propus să ajutăm comunitatea în sensul ăsta, începând cu o campanie de conștientizare a bullying-ului, poate colegii mei vin și cu alte idei și sperăm să fim în ajutorul comunității așa cum am încercat întotdeauna. Mulțumesc, Alina. Și următorul, Gabi, te rog, spune, spui și tu câteva cuvinte. Eu să îmbrac un pic sau o să încerc să plec de la o discuție puțin în sfera, în afara sferei politicului, și anume o să plec de la un anunț mai mult umanitar. Și anume, avem o colegă în momentul de față care are nevoie de sânge. Nu este o temă nouă pentru oricine, însă pentru toți cei care ne privesc în momentul de față, ne ascultă, chiar ne urmăresc, indiferent de apartenența pe care o are politică, ar trebui să conștientizăm faptul că donând sânge, oferim șansa la viață. Pe această cale revin și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa aici, să transmit toți cei care pot, vor și au posibilitatea să doneze sânge. O să trec un pic mai departe pe partea de plan, să zic așa, ce am început anul trecut ca și acțiuni. PMP Piatra Neamț organizează cea de-a doua, să zic așa, ediție de șah, cupa șah, la Piatra Neamț pe data de 30. Dacă știți foarte bine, anul trecut a fost un succes, o să păstrăm și o să facem din aceasta o tradiție, astfel încât invităm pe toți cei care doresc să participe la această cupă să dea curs invitației noastre. E foarte important de specificat faptul că toți cei care doresc să se înscrie pot participa fără niciun fel de obligații sau orice altceva. După cum bine știți, am planificat aceasta pe 30 noiembrie, având în vedere că de mâine începe această campanie, nu amestecăm cu această campanie pe linie, astfel încât să nu fie niciun fel de problemă. După cum, la fel de bine știți, PMP-ul ca și acțiuni va fi în stradă, urmează această campanie. PMP-ul este partidul și în special la Piatra Neamț, care îl vedeți în stradă cu oameni, pentru oameni și de vorbă cu cetățeni. Avem statutul ăsta și ne obligă să luăm contact cu concetățenii noștri, să-i ascultăm și să încercăm pe cât posibil în a rezolva din punctele în care suntem. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Gabi. Cristi. Bună ziua. Mulțumesc frumos că ați venit astăzi. Vreau să fac în primul rând două completări la ce a spus colegul meu. Este într-adevăr o cupă de șah, este memorialul Silviu Bigiu, fostul nostru coleg care a murit anul trecut. Și vis-a-vis de sânge, de donația care o să o facem, s-a hotărât în biroul Consiliului Executiv Local PMP ca toți membrii biroului să meargă să doneze sânge. Nu am stabilit data, dar o să mergem pentru colega noastră, care, apropo, e doamna David Tania. Cine se duce să știe pentru cine donează. Scuze-mă, Cristi, vreau să subliniez. Este o hotărâre a biroului local Piatra Neamț, dar este benevolă. Deci toți colegii, cei care au vrut și au posibilitatea să doneze sânge, să participe. Deci nu este o hotărâre, o impunere. De asta revenim și subliniem că este bine, am făcut-o și anul trecut, nu pentru un caz a unui coleg de-a nostru, am făcut efectiv o donare de sânge. Acum avem și un coleg care este în acest impas, dar îndrumăm oamenii să meargă spre donarea de sânge. Scuze-mă, Cristian. O să continui.
Știți foarte bine, vinerea trecută au fost alegeri la biroul municipal, Consiliul Executiv Local PMP Piatra Neamț. A scris presa și de bune și de rele. Sunt oameni noi în biroul nou format. Biroul nu e mai mic decât cel care a fost. Au plecat 3 oameni, au venit 5 oameni. Sper ca și calitatea lor, a celor care au venit, să fie mai bună decât a celor care au plecat. Timpul va demonstra lucrul ăsta. După cum știți, biroul este format din 21 de persoane, 9 vicepreședinți, 8 secretari executivi, un președinte, un trezorier, un secretar general ajuns și un secretar general. Pentru campania la prezidențiale, PMP Piatra Neamț și-a propus un scol de 2 cifre. Eu cred că 12% este un scor minim pe care se poate baza organizația PMP Piatra Neamț. Ce-o fi peste, e foarte bine. Avem și un candidat care o să atragă voturi dintre oamenii nehotărâți, chiar și dintre oamenii de la alte partide. Iar noul birou format la Piatra Neamț o să atace alegeri locale pentru a da primarul orașului Piatra Neamț, sperând să putem schimba în bine fața acestui oraș și lucrurile care se întâmplă în acest moment. În altă ordine de idei, îmi cer scuze față de toată lumea care a urmărit alegerile la biroul Consiliul Executiv Local Piatra Neamț. Cu imnul am văzut în presă, a fost o problemă tehnică. Eu personal, înainte cu 10 minute de a începe alegerile, am pus imnul și se auzea în stație. Nu s-a auzit, n-am fost destul de rapid în gândire și îmi pare rău că niciun coleg, pentru că puteam să-l pun pe telefon și să-l pun pe microfon. Încă o dată încerc scuze pe ce s-a întâmplat. Atât. Mulțumesc frumos. Da, mulțumesc. Vreau să subliniez că traiectoria Partidului Mișcarea Populară Neamț și a Partidului Mișcarea Populară este aceea de a aduce în politică și alături de noi oameni noi, oameni tineri, oameni care vin din mediile private, oameni care pot să pună lucrurile pe un făgaș normal. Dacă vă aduceți bine aminte, din 2016 am spus îmi doresc să reușesc să schimb 2-5% și voi fi foarte fericit. Va veni, ne apropiem de sfârșit de mandat, mai e aproape un an de zile pentru parlamentare și 6 luni, 7 luni de zile până la alegerile locale. Și va veni acel bilanț, mulțumesc frumos, acel moment al adevărului. Și vreau ca acel moment al adevărului să fie la fel de cinstit și onest ca acele declarații din 2016, când eram tot așa mare majoritate tineri și noi în politică. Vreau să mai spun că acest target pe care Partidul Mișcarea Populară, Piatra Neamț și toate OAT-urile din zona județului Neamț și-au propus, fiecare și-au propus un target, dar eu ca și președinte al organizației Neamț nu îmi propun altceva decât să creștem o organizație, o filială, corect, frumos, și nu mă aștept să rupem norii la o alegeri, la o variantă de alegeri, iar după aceea să nu mai avem rezultatele constat pe care ne le propunem. Prefer să creștem încet și sigur, să reușim ca și la alegerile europarlamentare să ne aducem, să ne scoatem electoratul la vot,
Să știm că acel bazin electoral este al nostru și putem să ne bazăm pe ei. Bineînțeles, cu candidatul pe care îl are Partidul Mișcarea Populară, ne dă voie să sperăm la un procent mult mai mare, la un rezultat mult mai bun, pentru că este, cred, un alt fel de om, un om care poate să conducă frâiele acestei țări și un om care poate să schimbe anumite lucruri pe care Partidul Mișcarea Populară le susține în continuare. Referitor la acea moțiune de ieri, să știți că Partidul Mișcarea Populară astăzi a avut negocierile pentru prima rundă de negocieri pentru discuțiile cu viitorul guvern, cu președintele pentru viitorul guvern. Să știți că Partidul Mișcarea Populară nu este interesat să tragă, să obțină cât mai multe funcții. Partidul Mișcarea Populară va susține un guvern serios, un guvern care să aibă un mandat de un an de zile, cu obiective clare și precise pe care trebuie să le îndeplinească viitorul guvern. Partidul Mișcarea Populară nu este adeptul și nu va susține alegeri anticipate. De ce acest lucru? Pentru că considerăm că ar arunca România într-un nou haos, într-o nouă problemă, și nu cred că ne dorim acest lucru. Referitor la campania care începe de mâine, Partidul Mișcarea Populară în toate organizațiile, UAT-urile din județ sunt pregătiți. Vom începe și vom duce o campanie curată și onestă, la fel cum am dus și celelalte campanii. Campanii pe care le vom desfășura în mijlocul oamenilor, pe stradă, în discuții cu oamenii, în a explica calitatea candidatului Partidului Mișcarea Populară, prin a explica ceea ce își dorește Partidul Mișcarea Populară. Vreau să, dacă Cristi a anunțat pentru Piatra Neamț un pronostic, știți bine că și la europarlamentare am înaintat un pronostic. Îmi doresc să fie mai mare decât procentul de la europarlamentare, să dea Dumnezeu să avem un procent de două cifre la nivelul județului, dar cred, îți convins că Partidul Mișcarea Populară va scoate un rezultat pe care toți ceilalți candidați nu se așteaptă să îl obțină candidatul Teodor Paleologu și Partidul Mișcarea Populară. Vreau să subliniez că la fel cum este Teodor Paleologu, la fel membrii Partidului Mișcarea Populară își vor respecta cuvântul dat și ceea ce au de gând să facă în continuare. Chiar și la negocieri sunt câteva obiective pe care le vom spune în continuare viitorului guvern. Vom susține în continuare alegerea primarului din două tururi de scrutin. Vom susține în continuare reducerea numărului de parlamentari. Vom susține în continuare unirea cu Republica Moldova. Sunt obiective la care Partidul Mișcarea Populară nu va renunța niciodată și care va face tot posibilul să se realizeze. Mulțumesc. Întrebări dacă aveți. Dar care sau ce s-a mai arătat cineva interesat de a fi potențial candidat la primărie pe Trăneanță? Pentru cine e întrebare? Pentru mine sau pentru sau ce? Da, în cadrul
Partidului Mișcarea Populară Piatra Neamț au fost discuții în cadrul biroului, dar s-au făcut și anumite sondaje interne și discuții și am decis, nu eu, ci biroul Piatra Neamț, ca candidatura să fie a domnului Cristi Saociuc. Sincer vă spun, până în ziua votului, de fapt, până în ziua depunerii de candidaturi, am sperat să mai fi, am crezut că va mai fi o candidatură. Nu mă puțin, v-am întrebat de primăria Piatra Neamț. Nu, de primărie? A, îmi cer scuze. Nu, vreau să... Păi n-am dat-o bine, era bine. La primăria Piatra Neamț am spus-o și o spus-o și Cristi la momentul respectiv. Partidul Mișcarea Populară în momentul ăsta este focusat pe alegerile prezidențiale, după care sau până atunci se vor depune candidaturi în cadrul organizației, filialei și în, undeva în, cred, la începutul, în luna ianuarie, vom finaliza și vom gândi ceea ce cine va fi cel mai ok să candideze la primăria Piatra Neamț. Deci, mai este o competiție internă? Da. Și atunci de ce s-a anunțat înainte? Nu, a spus atunci că s-a înscris în cursa internă pentru candidatul la primărie. Am și eu o întrebare. Profit și de prezența domnului Ungureanu în sală. Da. Situația de la Consiliul Județean Neamț. Întrebarea mea e un pic mai directă. Spuneți-mi, vă rog, se situează în aparat partidului în momentul de față, domnul Dulamă, PMP Neamț e condus de PSD, de PMP, ce se întâmplă? Partidul Mișcarea Populară nu este condus nici de PSD, nici de PNL, nici de nimeni. Domnul... De nimeni. Dacă vă place așa, nici de mine. Da, 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 nici de mine. Domnul Dulamă este supus în discuție la următorul CEN pentru retragerea sprijinului și excluderea din cadrul Partidului Mișcarea Populară. Fiind consilier județean, decizia rămâne la nivelul Consiliului Executiv Național. Acum 3 săptămâni s-a mai discutat subiectul ăsta? În? Acum 3-4 săptămâni s-a mai discutat subiectul. În CEN? Nu, aici în organizația județeană. S-a discutat despre poziția domnului Dulamă. Noi am avut o discuție, inclusiv eu personal, cu domnul Dulamă. În momentul acesta așteptăm decizia CEN-ului. Nu mă problemă, zic rău, ne-am legat de acest subiect, că veți supune discuția, nu mai știu cum se numește exact, oricum un por decizional la nivel de județ al partidului, presupune discuții de eliminare din partid al lui... Da, și acea decizie... S-a făcut la nivelul Bejului și decizia Bejului a fost comunicată la București, iar decizia finală este la București. Atâta timp cât Dulamă, Amedeo Laurențiu nu va vota și nu va face parte din cadrul organizației și din cadrul Partidului Mișcarea Populară Neamț, atunci decizia este una singură de a părăsi rândurile acestui partid. Cum vă exprimez faptul, situația, că săptămâna trecută Laurențiu Dulamă a fost ales într-o funcție de conducere în organizația PMP Piatra Neamț. Deci dumneavoastră ziceți că îi trebuie să... Vreți să-mi spuneți de alegerile la Piatra Neamț și în forurile Partidului Mișcare Populară Neamț sunt corecte și... Înseamnă că deci atâta este în opozanță cu decizia membrilor PMP Piatra Neamț. Păi nu, dacă ne uităm acolo, a luat un număr de voturi care a dat posibilitatea să facă parte din acel birou.
Numai puțin. Soarta lui Dunamă se decide la București, a plecat de aici, de la Neamț, cu propunere de excludere. Da. Și acum a rămas în discuție la București. Da. Și când vine rezultatul? Sper că în două săptămâni. Decizia nu este la mine, este președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Toma, care trebuie să convoace cenul și să pună pe ordinea de zi. Ca să înțeleg eu și coordonăm ce spuneau colegii, de o parte, domnul Dulam nu mai are susținerea forului de conducere de județean cel mai important, da. Deju. Pe de altă parte, acum câteva zile, funcția căpătată la municipiu arată că el este susținut de nucleul de bază de la Piatra Neamț. Al organizației Piatra Neamț. Da, are un număr de susținători de la organizația Piatra Neamț. Și vine cu propunerea Bejului este împotriva voinței nucleului de la Piatra Neamț. Nu, haideți să vă explic eu. Noi nu putem interzice nimănui să candideze pentru o funcție în biroul local, în Consiliul Executiv Local, da? Nu putem interzice. În momentul când el și-a depus candidatura, da, a intrat la vot. A luat într-adevăr un număr mai mic de voturi decât ceilalți. E neimportant, corect. Dar în momentul când o să intre în CEN, într-adevăr cum zicea și domnul Gavrilescu, CEN-ul este singurul care poate să ia sprijinul politic. Nici noi, nici județul, Consiliul Executiv Județean nu poate lucrul ăsta. Am înțeles, dar n-am înțeles ce ați început răspunsul cu nu. Nu la ce. Eu am spus că colegii noastre la municipiul susțin și Bejul, cum spunea domnul Gavrilescu, vrea să-l pedepsească. Nu la faptul că, nu, că putea să aibă funcție. N-aveam cum să-l, să-l nu... Dar am zis eu că putea să mai aibă sau... De ce nu? Da. N-a să-l spună, adică nu. Îmi aștepta ca cea nu să iau altă decizie, adică să-l respecte, nu să-l respecte. Să-mi iau seama o propunere înainte de județ? Nu cred. Alte întrebări. Ziceam, dezertat cei 6, 7, 8, câți a fost până acum care a plecat la PNR? Ce motive au avut? Din câte mi-aduc aminte, acum câteva minute, v-a spus domnul președinte de la Piatra Neamț că au plecat 3 oameni. De unde ați scos-o 7, 8? Nu știu. Ultima oară, în total, spune. Au mai plecat. Nu mi-aduc aminte să fi plecat din... De la Piatra Neamț, 7-8 oameni. Dacă dumneavoastră îmi spuneți, eu vi-i spun pe nume. Știți că nu vor mai pleca? Știu că nu vor mai pleca. Știu că vor veni. Și dacă tot spuneți așa, vreau să vă spun că alături de Partidul Mișcarea Populară Neamț se vor alătura cel puțin două organizații, una dintre ele de la PNL. De unde? O să vedem, o facem publică. Două organizații PNL? Nu, nu. Una va fi PNL. Din două organizații... Una, alte... Mai sunt și alte partide. Nu există numai PNL și PSD. Organizații locale, da. Loc? Da. Alte întrebări. Am văzut că și dumneavoastră ca și alte partide vorbiți de donația de sânge. De ce nu vedem totuși la niciun partid care să propună o schimbare legislativă în sensul alocării unor fonduri mai mari pentru cei care donează, unor stimulente? De ce toți politicienii merg la făcupoze, niciunul nu face o propunere legislativă? Sincer să vă spun, eu personal la colegii mei parlamentari am venit cu această propunere și am promisiunea că vor face acest lucru. Dacă aveam PMP Neamț, avea un parlamentar, cu siguranță îl puteați întreba pe el direct și care este termenul cel mai scurt în care va veni în plen cu acest proiect. Pe de altă parte, dacă îmi dați voie, dincolo de propuneri legislative care să stimuleze persoanele în a dona sânge, n-ar face decât să-i trimită pe aceiași oameni la donat. Actorii principali care donează sânge sunt persoanele nevoiașe, știm cu toții, care se duc pentru bonuri de masă sau facilități. Scopul nostru este de a determina și pe ceilalți care nu au nevoie de stimulentele financiare în a dona sânge. Sunt cei mai educați, cei mai puțin dispuși să întrajute pe cineva, astfel încât și ei trebuie cumva porniți și urniți de acasă. Cei care au făcut-o până acum, cu siguranță, o vor mai face. Dar cei care au programul încărcat, au un job,
au salarii suficiente că nu depinde de bonurile de masă. Drept urmare, noi toți venim cu rugămintea și noi ne vom duce și dumneavoastră poate veți proceda la fel în adunarea sânge și sunt convinsă că nu așteptați remunerația finală. Nici ziua liberă, nici bonul alocat. Dar trebuie să o facem pentru că, iată, ne mișcăm cu toți atunci când cineva mai de aproape, cineva de-al nostru are nevoie. Și atunci de asta vin întotdeauna aceste campanii și aceste solicitări de a ajuta pe cineva, pentru că donația de sânge este într-un declin permanent, într-un pericol iminent de a nu avea resurse de plasmă. Ne urnim cu toții când ne este cineva drag afectat. Ați spus de fenomenul de jignire de copii în școală. Știm că copiii, fiind în formare psihologică, iau foarte mult din mediul înconjurător. De ce nu lucrați acest proiect pe clasa politică, care este principalul factor de injurii în spațiu public? Păi, vedeți dumneavoastră, atâta vreme când noi conștientizăm că avem o problemă de comunicare, trebuie să o luăm de jos, nu de sus. Părinții trebuie să-și învețe copiii cum... Copiii fac ce văd la dumneavoastră, la politică, la asta ca persoană. Copiii nu fac ce văd la politicieni, este greșită abordare și tendențioasă. Copiii fac ce văd în familie, spun ce văd în familie. Nu toți părinții sunt angrenați în mediul politic și atunci, nu toți părinții sunt conștienți că au o problemă cu copiii lor. De asta spun, noi trebuie să o luăm de jos, de acolo unde pornește educația, de la copii și de la părinți. Și poate acești copii educați într-un anumit spirit civic vor ajunge într-o clasă politică lipsită de jigniri și comportament inuman. Dar trebuie să o luăm de undeva și nu putem decât de jos. După cum să spun, cei 7 ani de acasă. Domnul Gămescu, PNP face parte dintr-o majoritate în Consiliul Local în Piața Neamț, dar are viceprimar personal dumneavoastră. Aduceți atenția tinerii cu copiii cu vice diverse subiecte, de la părțuirea în școli până la donări de sânge. Despre subiectul trolebuzul nu v-am auzit să spuneți nimic, sunteți făcut decizii la nivelul orașului Piața Neamț. Da, în momentul acesta, cred că poziția mea și a Partidului Mișcarea Populară a fost clară prin votul care l-am dat în cadrul Consiliului Local. În momentul acesta, Primăria Piatra Neamț nu poate să susțină această valoare care este propusă de trolebuzul pentru a fi plătită de la Primăria Piatra Neamț. Iar Primăria Piatra Neamț nu poate să susțină o societate care aduce pagubile sau pierderile pe care le are lunar și anual. În momentul în care Primăria Piatra Neamț va avea o societate la care să poată să decidă să facă o analiză clară, un audit clar, să poată să coordoneze activitatea de transport, cu siguranță Primăria Piatra Neamț nu va spune nu și nu noi ne gândim să găsim soluții pentru a nu apărea o sincopă cu transportul în comun. Ați un singur exemplu de soluția la care v-ați gândit? De exemplu, scoaterea la licitația traseelor cu condiții de autobuze electrice și Euro 6 și probabil din redevența care o plătesc acele societăți care își adjudecă traseele, poți să plătești inclusiv acele gratuități, bonificații pentru persoanele care utilizează transportul în comun. Cel mai târziu va fi 1 ianuarie 2020, dar cred că așezându-ne la o masă a discuțiilor, cred că se poate realiza și mai repede. Deci până la 1 ianuarie nu vom mai avea trolebuzul de taxi în Piatra Neamț? Vom avea mijloace de transport în comun în Piatra Neamț. Nu va lipsi nicio secundă transportul în comun din Piatra Neamț. Poate trolebuzul. Dacă cei de la Consiliul Județean sunt dispuși să vină la masă, să discutăm, să găsim o variantă de comun acord, o variantă pe care să o poată suporta și Primăria Piatra Neamț, cu siguranță
poate să existe și firma Trolebuzu în continuare. Eu îmi doresc ca firma Trolebuzu să meargă în continuare, să găsim soluții, pentru că, să nu uităm, sunt niște proiecte europene la care Primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean nu trebuie să renunțe, pentru că există posibilitatea să apară un efect de domino și de la un proiect de transport în comun să cadă și alte proiecte. Nu își dorește Primăria Piatra Neamț să piardă niciunul din proiectele la care a lucrat și le-a înaintat spre implementare și propunere la ADR. Deci vreau să zicem cel mai sigur la ora asta, adică până în 2020, se scoate licitație trasee. Nu, v-am dat o variantă, să vă dau o variantă. V-am dat o variantă. Nu cred că asta. Cred că trebuie făcut o analiză în cadrul societății Trolebuzu, trebuie văzut de ce sunt aceste pierderi și eliminate, micșorate aceste pierderi. Nu cred că o societate poate să funcționeze în continuare cu atâtea pierderi câte are lunar declarate societatea Trolebuzu. Pe același subiect, că vorbeați de sumele astea și este evident că nu se așteaptă nimeni să plătească primăria, știu eu, pierderi sau compensări pe traseul la bisericani. De când s-a dat OUG-ul ăla, prin care, clar, autoritatea publică locală, oarecare local, suportă astfel de conveniențe, să le numim așa, ați chemat dumneavoastră sau domnul primar la o discuție pe cei de la Trolebuzu, pentru că nu contează cine e proprietarul acolo, e un prestator de servicii. Pe exact, asta spunem. Ați chemat vreodată? Da, au fost discuții, inclusiv eu am participat la aceste discuții și am solicitat o nouă variantă. Inclusiv vă spun, dați-mi voi scuze. Da, spuneți. Adică întrebarea i-ați chemat și de suma aia de 7-8 miliarde că se mai vehiculează acum, care ar fi partea pentru Piatra Neamț văzută de ei, care ar fi partea pentru dumneavoastră? Pentru că nu știu de ce, uneori s-a transmis impresia, inclusiv prin mesajele publice venite de la lideri de la primărie, că, domnule, nu i-am chemat, am așteptat să vină ei, cum era pe vremea CCR-ului PCR. Nu, vă spun eu, de chemat au fost chemați, dar la mine personal nu a ajuns o altă varioare, o altă propunere. Acesta este răspunsul, dar vreau să vă spun că sunt discuții, inclusiv personal, așa cum am fost întrebat din sală de colegul dumneavoastră, am spus, domnule, de ce trebuie să dăm gratuități pentru 30 de zile? Pentru că poate nu merge în fiecare zi 30 de zile cu autobuzul. Haideți să micșorăm numărul de tichete și atunci scade automat valoarea. Nu? Este o variantă. Nu am făcut o analiză, nu sunt implicat în această acțiune. Știți că dacă sunt activități din cadrul primăriei de care mă ocup, vă dau răspunsuri concrete și vin cu soluții. Nu sunt implicat. Dacă sunt întrebat, voi face o analiză, voi da păreri personale și voi pune să le analizeze și alții, dar în momentul acesta nu sunt întrebat. Și ca să termin cumva întrebarea de mai devreme, e clar că Piatra Neamț este o problemă cu bani la nivel de administrație publică locală, nu este pe rol. Nu numai în Piatra Neamț. Și întrebarea este următoarea, deci nu avem bani pentru niște sume care pot fi discutate de suportat compensația aia la transport, dar avem bani conform bugetului votat la începutul acestui an, împreună cu lista de investiții, 2 miliarde de lei pentru steagul din sigilatorul, 2 miliarde jumate pentru litere pe metricica. Deci pentru alea sunt bani, da? Pentru steag nu sunt bani, am votat la momentul respectiv, eram la început de an și speram din tot sufletul să facem ceva în municipiul Piatra Neamț. Steag nu a fost propunerea Partidului Mișcarea Populară. Am votat. Să deschidem... Deci, haideți să vedem. Dar în momentul în care
la început de an nu deschizi un punct în care poți să te gândești să faci, cum te gândești după aceea? Eu, dacă mi-aduc bine aminte, nu am fost un adept al steagului. Acelui... Bun. Deci, dar nici nu am spus că e o soluție. Dar numai să fie verde. Încă n-am găsit culoarea, să fie exact culoarea PMP-ului. Cele două investiții ar face 100.000 de euro. Adică așa, măcar un kilometru de asfalt prin Bâlcadoare. Da. Mulțumesc frumos pentru unde m-ați dus. Sunt străzi, vreau să vă spun că sunt străzi în... Da, inclusiv aici, mulțumesc că mi-ați ridicat-o la fileu, domnul Vinca. Să știți că... Să știți că de un an jumătate mă chinui și mai ales din luna februarie când a fost aprobat PUG-ul orașului. Pentru că sunt două anexe ale municipiului Piatra Neamț care nu fac parte din Piatra Neamț. De ce? Pare cetățenilor stupid. Dom'le, dar plătesc taxe și impozite în Piatra Neamț. Pentru că legislația, acolo au fost declarate anexe ale municipiului Piatra Neamț și figurează cu un alt cod SIRUTA. Am încercat pentru cetățenii din Bâtca Doamnei, pentru că ați spus de Bâtca Doamnei, să asfaltăm, să tragem apă, să tragem gaz. Nu putem, pentru că nu fac parte din Piatra Neamț. Sper ca luna viitoare să reușesc să finalizez hotărârea de Consiliu Local, să o supun aprobării, ca după aceea, împreună cu acordul, pentru că asta este filiera Prefectura și Consiliul Județean, să trimitem la București să facem hotărâre de guvern. Care sunt cheile, doamne? Vălin și... Vălin și Bâtca Doamnei. Și asta fac parte de... Bâtca Doamnei și Vălin fac parte din ce comune acum? Nu. Sunt anexe ale Piatra Neamțului. Singura chestie este o legislație, pentru că este un cod SIRUTA modificat, nu poți să faci extindere acolo. Nu sunt parte integrată din municipiul. Nu, este o zonă în capăt, nu discutăm de tot. De exemplu, Bâtca Doamne, de acolo, așa, este asfaltat o bucată. De unde nu este asfaltat? Nu este, v-am zis. Până acum am știut situația? Păi s-a știut. Eu vin și spun de ea din 2016. În 2016 am venit și am spus că trebuie terminat PUG-ul orașului, care avea 14 ani de când se muncea la el. Am zis în 2016 că terminăm PUG-ul într-un an de zile. Nu l-am terminat într-un an de zile, dar am reușit să-l finalizăm în februarie 2019. Mulțumesc că am ajuns și în faza aceasta, mulțumesc că a trecut în Consiliul Local, sunt lucruri care s-au modificat în PUG-ul orașului, sunt lucruri care am dat drumul la investiții și am dat drumul la lucruri care pot fi făcute pe baza noului PUG. Deci, unul din cele două zone, vor și impozitele la Piatra Neamț. Și vor... Nu, domnul Corfu. Deci, fac parte din Piatra Neamț. Plătesc taxe și... Degeaba. De ce degeaba? Nu poate primărie, de exemplu, spun asfalt la Bâtca Doamne. Da, nu poate să pună. Nu poate absolut degeaba. Da. Apropo de investiții, din astea am făcut eu noi, așa ca să fie frumoasă și să-și facă niște isteri și numai de poze. Cele două semafoare din zona Vânători, unde și-au făcut băieții selfie-uri, că sunt luminate, frumos, cu becuri colorate, au, cred că, vreo 3 luni, că nu mai funcționează acel sistem de iluminare. Am înțeles că unul era alimentat la locuința unui cetățean. Spuneți-ne un pic, ca să știm așa, din Crăciun, că atunci avem becurile. Vor apărea din nou, se mai fac poze acolo sau nu? De câte mi-aduc aminte, acele semafoare nu sunt legate la instalația de Crăciun. Eu am înțeles, dar ce nu funcționează? Eu fi televizorul cetățeanului și dacă eu azi televizorul. Nu plăti curând. Da, s-ar putea. E normal să avem semafoare publice cuplate cu prelungitoare în casă omului? Nu. Chiar e ciudat dacă sunt plat așa ceva, n-am auzit. E administrația de la Piatra Neamț. La Piatra Centrală. Poate eu faci parte de Piatra Neamț. A fost alimentată la firma unui
Da, am înțeles. Da, acum la piața centrală, din câte știu eu, este branșat... A fost, scuze. De se mai poate să cele mai afară luminițile? Da. Având de sărbători multe lumini și așa, nu știu dacă mai e necesar și ele. În timpul... Poate că s-au făcut, uite, poate nu mai funcționează. Sincer, nu mi-aduc aminte să fie cu poze acolo. Dar nu a zis din... Alții m-a fără asta. Eu am zis că există. Care ar fi ăla? Dar îmi spuneți și mie, dacă îmi spuneți un semafor, da, recunosc, m-am susținut semaforul de la Muzeul de Istorie, am susținut semaforul de la școala numărul 4, am susținut și am făcut tot posibilul să punem acei separatori. Spun de atunci că decebalul trebuie să continue să legăm până la capăt, până la Lidl, cu separatori. Degeaba, cât îi trece de pietoni azi, dar numai? Poate să ține și desfințarea, de exemplu, doar amplasarea unui semafor, desfințarea semaforului de la unii. Perfect! Care blochează este... de ani de zile, dacă îmi permiteți să-mi termin ideea, care blochează de ani de zile sensul absolut tot sensul giratoriu, cel puțin, acum, nu știu dacă plecați la serviciu sau dacă le prindeți la ora 4 cel puțin să fac blocaje spre kilometri. Având în vedere că mai este o a doua trecere de pieton la 150 de metri distanță, adică... Bun, îmi dați voie să vă răspund? Deci aici sunt lucruri la care vă pot răspunde, concret. Situații mai sunt, nu doar. Da, în luna, până în luna iulie nu s-a putut modifica acea trecere de pieton dinspre ape. Pentru că a fost un proiect european. În luna iulie, în luna august, cred că s-a făcut și este proiect pentru a face în fața unicului din două treceri de pietoni, una singură la mijloc. Dar de trei ani să vorbești. Și cum se poate face? Cine v-a zis că poate să o facă? Așa, iar acolo inclusiv eu am venit cu varianta pentru a crea două benzi de ieșire din giratoriu și una de intrare. Pentru că ne permite spațiu să extindem... Septembrie-octombrie. Deocamdată, în momentul în care voi candida și mă veți alege primar, cu siguranță voi fi ordonator de credite și voi face prioritizarea la plăți și la proiectele care. Spuneți. Ce plăți trebuie făcute pentru a... Pentru că trebuie dată drumul la o comandă către o societate să... Ce dungi? Dar în momentul ăla trebuie să mutăm pentru că la mijloc e... Nu, avem stație de autobuz. Și trecerea de pietoni la mijlocul distanței va da exact în stația de autobuz. Deci trebuie mutată stația de autobuz. Nu faceți fix la mijloc. Ați putea... Un pic mai... Tocmai ne spunea la ultima ședință domnul primar că primarul duce la îndeplinire ceea ce hotărăște Consiliul Local din care cu onor face parte. Da, bine. Da, altă întrebare. Se poate candidați în partea PNL? De ce e această întrebare? Păi v-ați anunțat... O să revine luna ianuarie. Da, mă, scuză. Câte persoane beneficiază de gratuitate în piața mea? Nu știu să vă spun. 2250. De ce ați votat gratuitățile în Consiliul Local când... Era plătit de troleibuzul, acum nu mai dați gratuitățile, pentru că ar trebui plătite de primăria Tatran. Sunt 2000 și ceva de persoane. Spuneți că nu se justifică miliardele de la troleibuzul, ori votați tot dumneavoastră în Consiliul Local. Cum ați votat, atâtea gratuități, votați... Dar suma cerută și care trebuie să o plătim la troleibuzul... Este suma reprezintă numai acele gratuități? Nu. De asta vreți să pe kilometru? Asta întreb. De ce nu renunțați la aceste gratuități care tot dumneavoastră le-a stabilit? Nu le-a stabilit ori de buzne.
Pentru că Consiliul Local a decis că sunt bune aceste gratuități. Okay, după faceți calcule ca într-o familie. Deci v-am spus, suma de gratuitățile le putem susține și le putem plăti. Păi nu le plătiți. Sunt 2500 de persoane. Da. Tot dumneavoastră a stabilit, prin alte plan și toate primările, 80 lei de abonament. Da. 800 de persoane, 2200 de persoane, faceți dumneavoastră cap. Și suma cerută de care trebuie plătită la trolebuză este numai aceste gratuități? Nu, de câte înțeleg eu și chiar asta era următoarea întrebare. Dacă, asta era următoarea întrebare, traseele sociale. De exemplu, aveți traseul Bâtca, care l-au refuzat toți privații, pentru că nu iau decât 3-4 oameni de acolo, și cu intervenție de la prefectură, un fel de ordine de la prefectură, ceva, s-a dat ca traseu social, pentru că nu vrea nimeni și nu o să vrea nimeni și mâine. Eu cred, chiar pe, chiar pe traseu Bâtca, eu cred că decât să ai 4 autobuze, poți să ai 2. Dimineața și la... Păi copiii cu ce se întorc? Pe jos cum pot, privații nu se duce niciunul. Rezolvați problema aceasta. Cum faceți cu traseele sociale după ce... Trolebuzul nu va mai merge. Se pasmejează. Ce faceți cu traseele sociale? Care nu le ia niciun privat. Vom găsi soluții. E pus în caietul de sarcini. Până la urmă, dacă ele vor fi redistribuite traseele, deci va fi o licitație. La un moment dat, când vor apărea aceste situații, pentru că situația cu troleibuzul nu o știți, o anchetă jurnalistică, dacă tot l-ați prins în corzi acum pe domnul viceprimar, nu ar fi imposibilă. Și o să vedeți că acolo scurgerile de bani nu se datorează municipalității prin votul exprimat. Așa cum ziceam, o anchetă jurnalistică va dezvălui dumneavoastră o grămadă de aspecte în neregulă și pe care le-a sesizat la fiecare pas, dar nu le-a semnalat niciodată. Gen, autobuze improprii... Vă frumos, dacă vă referiți la presă, să știu, ne băgați în da. Nu, nu am făcut un atac la persoană, însă. Nu, vezi? Adică la tot. Am făcut-o la modul general, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră. Chiar n-ați văzut că trebuie să articule cu 5 miliarde, psihone, nu mă refer, 5 miliarde luați de politicieni în Naga și ce au. Vă dau răspunsul dacă mă lăsați, vă dau răspunsul următor. Ați spus că presa n-a scris. Nu, nu m-ați lăsat să vă explic. Nu, 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 nu. Doamne, că nu vă supărați. Nu a zis, domnule, din presă. Ce am spus? Ce am spus? Ce am spus? Numai puțin, o parte. Spun ce nu a scris. La care alegeri? Nu știți ce vreau o să vă spun. Dar spune că presa n-a scris. Deci, după ce vă calmați, vă explic în felul următor. Păi nu se putea de atac din partea TNT la presa asta locală. Ce să ne calmăm? A spus că presa n-a scris. Poate n-a scris nici nu a scris. Spuneți un site, nominalizați un site, două, trei persoane, nu presa în general. Nu am făcut referire la celălalt. Cum adică n-am scris? Nu știți ce vreau. TVR-ul mi-am invitat la redacție să scrieți articole pentru nebuzul. Și ați citit zeci de articole despre bani publici stocați la trolebuzul de politicieni? Nu vreau să vorbesc despre bani. Dacă știți despre inegalități la trolebuz, trimiteți material scris, semnat de dumneavoastră, asumat și de imprimibil publică. Dacă o să mă lăsați să vă spun, o să aflați mai multe. Dar nu citiți. Dacă vă creează impresia că sunt o persoană reeducat în sensul ăsta, nu doar, trebuie să... Presa a scris cu vârf și îndesat, de unde știți ce vreau să toți. Spun? Exact. Explicați-mi dumneavoastră. Situația cu troleibuzul, pe care dumneavoastră o vedeți acum cu trasee, este una care a izbucnit acum total. Spuneam de ancheta jurnalistică vis-a-vis de situația în care oamenii sunt plătiți, acolo sunt scurgeri de bani. Vorbeam despre situația în care circulă pe stradă mijloace de transport în comun improprii și care pun realmente viața oamenilor în pericol. Astea erau subiectele care la un moment dat trebuiau dezbătute mai amplu. Și vă spun în felul următor, a fost o filmare pe YouTube, pe internet, nu mai știu exact, oricum în mediul online, făcută de un angajat al troleibuzul, despre situația unui troleibuz care a plecat pe traseu mai mult decât defect. Erau niște prezoane tăiate, în mod ați evident... Văzut am văzut-o eu. Făcut a făcut-o omul.
este făcută sesizare și în calitatea în care eu vă vorbesc în momentul de față, a sărit toți cu gura pe mine. Și a apărut în presă subiectul ăsta? A apărut în presă. Dar o anchetă jurnalistică mai amplă, care să spună despre realitatea dincolo de ce se întâmplă în Consiliul Local, ar fi fost necesar. Știți cât costă încheia jurnalistică? Da. Știți ce e vorba? Din nefericire pentru dumneavoastră sunt doar avocat. Să știți, partidele iau bani de la guvern, nu ziarele. Era o persoană care l-ați prins în corți pe domnul viceprimar. Dar nu vine nimeni în corți, doamne. Este că sunt bucuri. Se poate face, pentru că oamenii sunt dispuși să vorbească. Dar v-ați știți ce este o anchetă jurnalistică? Dar dumneavoastră, scuzați-mă, ați citit acum 2-3 ani, în presa asta slabă locală, că troleibuzul, apropo de bani, în față, posibil, plimba niște troleibuze goale și uneori dubla din pix numărul de cuțe, știți, de anchetă. Nu ați citit? Vă întreb care este finalitatea că eu am făcut finalul. Finalitatea este cea dusă mai departe de politicieni, doamnă, pe care i-a avem, buni sau răi. Deci, se pare că demersurile sunt făcute. O parte pe partea de trasee, o parte prin personal calificat, de asemenea, au finalitate. Bun, ca să concluzionăm. Ideea e în felul următor. Eu cred că colega mea nu a vrut să jignească pe nimeni din presă. Eu știu și am urmărit într-adevăr. Nu îmi pare mie rău dacă v-ați simțit jigniți. Ideea e în felul următor. Eu am urmărit și știu că ați urmărit chestia. Aga și cea de la troleibuzul, nu a fost niciodată un om din presă. Au fost oameni corect. De partidele politice. Perfectă dreptate aveți. Dar vreau să... colegia dumneavoastră din BMP-ul de astăzi. Aș vrea să închid din subiectul ăsta. Deci, întrebați-i de tâlhării pe aia, nu pe noi. Nu vă simțiți ofensat, spuneam doar că se pot scoate multe lucruri la iubire. Dar nu mai de să tui de când ne dispunem să facem meserie. Alte întrebări mai aveți? Vă rog. Mulțumesc. Mulțumim și noi. O zi bună.